Dragii mei, pentru ultima oară în sezonul ăsta atingem steagul America Express. Ieri s-a încheiat acest show. Ne face onoare și plăcere să zicem că suntem colegi cu oamenii care participă la această producție. Ați văzut probabil cât de greu se face. Sigur, felicitări câștigătorilor. Ne-au făcut să râdem, să plângem de-a lungul sezonului. Și Bordea și Cortea. Felicitări și fetelor de la Andre. Nu le dea multă lume șanse, dar trebuie să recunosc că au avut niște momente absolut senzaționale. Și felul în care au pus ele mâna pe șerpi și pe iguană ieri seară, dacă n-ați văzut momentul, poate e preluat deja pe TikTok, m-a impresionat. Bă, să bagi mâna știind că acolo sunt șerpi și să zici, aici e un șarpe, dar o să iau piesa de lângă el. Respectiv, sunt niște iguane cam zăpăcite, dar n-am nicio problemă. Mi se pare foarte tare pentru fete. Dar probabil s-a văzut și faptul că sunt mămici și sunt trecute prin multe. Ultima întrebare se întâmplă pentru ziua de astăzi la Neața. Nu uitați că puteți participa real la filmări pentru sezonul următor dacă răspundeți corect la o întrebare pe zi. Întrebarea de astăzi este: cum se numea destinația finală? Este vorba despre un castel în Cartagena. Pe acest castel s-a întâmplat practic decernarea premiului, care sigur că a fost destul de substanțial. Pe fir este Ruxandra alături de noi și jucăm pentru ziua de astăzi să vedem dacă putem câștiga rucsacul original și abonamentul la Antena Play. Bună dimineața! Bună dimineața! Săruna Ruxandra, noi suntem de la Neața. Tu de unde ești? Din București. Minunat! Joci astăzi alături de noi, nu trebuie să faci mare lucru, trebuie să pui doar un pariu, cum se întâmplă de atâtea ori la America Express. Poți pune banii pe Ramona și Răzvan sau pe Cuza și Nicolai. Zi și vulturii. Vulturii pleșuvi. Cine crezi că va câștiga jocul ăsta? Este un joc ce conține mici de tenis de masă, spumă de bărbierit sau de ras și o distanță considerabilă. Cred că Ramona și Răzvan. Ramona și Răzvan. Bineînțeles. Suntem, nu știu cum ne merge săptămâna asta, dar săptămâna trecută ne-a mers bine, să nu uităm. 3 mingi de căciulă, doar nu știu ce ți-ai încărcat. Doar 3 mingi de căciulă. Vreau să fac o magie. Dăm pe rând. Hai să vedem câte mingi poate să adune fiecare echipă pe cercul cu spumă de ras, fără să depășească linia de sticlă. Începe Cuza, 3 mingi la dispoziție. Aveți voi așa ceva? Spumă pentru barbă! Puteți să folosiți orice metodă, puteți să dați pe jos ca la bauri, puteți să aruncați, puteți să aruncați cu boltă. Poate să facă picurele. Așa, tudurucat, așa? Tudurucat, da. Tudurucat. Îi dau? Dă-i, da, dă-i. Prima minge, Cuza. Da dura. Așa, da dura, la asta. Bade, vezi că trage. Păi, dreapta, mare mandă, are mandă. Trage masa ca orice masă de biliard din Târgu Jiu. Exact. E bună, e bună! Asta poate, bade, vezi că trage în dreapta. Foarte bine, da. Să arunci mai la și ultima. Așa am utrage stânga. Zero, zero până aici. Hai să vedem, Bade, ai și tu 3 la dispoziție. Bine, bădicule, ce bine. S-a ales altă metodă, mult mai bună. Asta era aproape. Combate trasul mesei. Concentrate. Na. Zero până aici, zero până aici. Hai să vedem, Răzvan. Hai, da, mă. Hai și gămicii. Jucăm pentru Ruxandra, să uităm. Una, să vedem cum sare. Nu, nu pot să vă las nici una. Zac, a, bună asta. Ia uite, asta. Nu, mă, ze dreabă. Hai. Nu se poate. Răzvan. Aproape. Aproape bună. Gata! E albă și nu se vede. Da, s-a văzut. Nu se pune că nu se vede. Dar s-a lipit. Lasă. Dacă o să duce ușor, ajunge și asta. N-are cum. N-are cum. Dreapta. Deja a câștigat Ruxandra, dar vă mai dau câte 2 mingi la dispoziție. De căciulă, de dragul jocului. De dragul jocului. 2 mingi la dispoziție. Nicolae, una. A sărit de pe spumă. Cuza, una. Ia uite, bate, s-a dus. Ultima acuza. Merge. 2 mingi, Ramona. S-a pus. E bună, e bună, e lipită, Bade. Dacă a prins spumă... Bine. Dar de ce trage dreapta? Hai, ca la petanc. Haide. Petanc. Mamă, ce m-am enervat. Zi, fel numele zi. Bravo. S-a dus peste. Hai să vedem Răzvan, care a câștigat atât abonamentul pe un an de zi la Antena Play pentru Ruxandra.
Se pare că e primul joc la care e foarte bun Răzvan. Bă, ești nesimțit. Atingi nu se... Ruxandra, te pupăm, te îmbrățișăm, mai la rucsacul original, oficial. Ia uite-l, mă, America Express, dar și abonamentul și șansa de a participa personal la filmări în sezonul următor. Băi, dar cine, când anunță cine aia se duce? Hai să vedem unde dăm legătura. Legătura la câștigătorii de la America Express. Abia aștept să ne vedem cu ei în le dorim succes la cheltuitul banilor. Sigur, amândoi vor fi ajutați de neveste.